Felie de cocos fără coacere. Pentru aceasta avem nevoie de 2 foi de napolitană, amele sunt de mărime mică, 180 de grame de nucă de cocos, 250 ml lapte condensat dulce, 100 de grame de lapte praf și 100 de ml de frișcă lichidă. Am pus o cratiță la foc unde voi pune laptele condensat. Voi adăuga și frișca lichidă. Și acum voi adăuga nuca de cocos, laptele praf și vom amesteca energic. Am luat compoziția de pe foc și acum o voi turna peste foaia de napolitană. Am distribuit crema uniform și am lăsat cam un centimetru pe margine. Și acum voi pune un dog de lemn sau un cărpător, un fund de lemn, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți. Eu îi spun dog ca la noi în Ardeal. Pentru glazură avem nevoie de 140 de grame de ciocolată albă și 50 ml frișcă lichidă. Am pus o cratiță la foc unde am pus mai puțin de jumătate apă. Am pus un bol deasupra și voi pune ciocolata pentru a se topi. S-a topit ciocolata și voi adăuga frișca lichidă. Voi amesteca, apoi voi stinge focul. Și acum o voi turna peste. Felia de cocos este gata, am pus și glazura și acum o să presar puțină nucă de cocos. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următorul episod din seria prăjiturilor și dulciurilor fără coacere. Pa, pa!